Vă mulțumesc că ați venit, v-am invitat pentru a lămuri cam toate aspectele ce se vehiculează și mă doare degetul să tot răspund scris, așa că mai bine vorbim și chiar vă rog să-mi puneți toate întrebările pe care le aveți în minte, să lămurim lucruri, să vă răspund și să puteți informa cetățenii corect vis-a-vis de percepția Consiliului Județean reprezentat de mine. Nu, sigur că fiecare om are o părere și aș vrea să prindem aici toate aspectele, să vorbim despre tot ceea ce s-a făcut până acum, ce trebuia să se facă și nu s-a făcut, toate acuzele care se aduc, să vă explic demersurile pe care le-am făcut și în modul ăsta, în cel mai transparent fel, așa cum de altfel am și promis și la începutul campaniei trecute, am promis că eu voi informa cetățeanul de aici, de la locul fierbinte, cu tot ceea ce se întâmplă. Deci aștept... Am câteva întrebări, vi le pun pe rând? Sau... Da, pe rând o lămurim, trecem la alta. Aș vrea să știu de ce vi se tot aduc acuze că nu a semnat Consiliul Județean nimic pe Anghel Salini. Vă rog să-mi răspundeți la întrebarea cu contractele. A doua întrebare, domnul viceprimar de la Anina spunea că a plecat la PSD fiindcă i-ați făcut plângere penală, iar domnul Rusu fiindcă l-ați făcut țăran. Să-mi explicați, vă rog, și aspectele astea. Și dacă aveți un avantaj personal de la firma care operează remeneul la Spitalul Județean. Aoleu, o să vă rog să le reluăm. Da, deci, haideți să mergem la prima. Anghel Salini, deci Consiliul Județean are alocat o sumă de 140 de milioane de lei pentru și noi am prins acolo trei drumuri pe care le-am considerat foarte importante pentru județ. E vorba de drumul județean Berliște-Iam, care toată lumea știe ce nenorocire este acolo și zona este depopulată. Este vorba de drumul de la Zăvoi la Poiana Mărului, care este un drum foarte, foarte important, și Ciclova Română până la Potoc, legătura cu Oravița, un drum foarte important din punct de vedere turistic. Din păcate, așa cum ar fi trebuit să existe în rafturile unei instituții, aceste drumuri trebuiau să fie prinse sub diferite forme, să fie daliuri făcute, să fie, să fie proiecte făcute și atunci în momentul în care se deschidea o linie de finanțare, imediat mergeam cu daliu, îl reactualizam, eventual dacă era făcut de mult, și semnam contractul de finanțare imediat. Din păcate, acest lucru la Caraș nu a fost posibil. Pentru că la Caraș-Severin, aceste trei drumuri importante, de care toată lumea spune că sunt foarte importante, ele au devenit importante abia acum. Pentru că dacă ar fi fost importante înainte, în mandatele trecute, noi găseam ceva documentație făcută. Ne-am apucat și am făcut daliurile, am făcut licitațiile, sumele știți că nu au fost așa de mari, am făcut licitațiile, s-a câștigat licitațiile, dacă țineți minte am stat după tot felul de răspunsuri, n-am avut banii din buget, am așteptat și în final s-au semnat aceste contracte și aceste daliuri au fost făcute așa cum trebuie. Totuși să faci atâția kilometri de drum județean ca și documentație nu este atât de ușor. Și aceste daliuri au fost livrate. Pentru două din drumuri am inițiat și licitațiile de execuție și de proiectare. Pentru că am avut experiența neplăcută să avem contracte semnate
După care am făcut proiectele și am constatat că am avut nevoie de 50% sume neeligibile ca să ne încadrăm în proiecte, pentru că nu mai semănau proiectele cu studiile inițiale. Acesta este motivul pentru care am zis că mergem pe licitație de proiectare și execuție ca să știm despre ce, care sunt costurile cât mai aproape de realitate pentru a nu avea cheltuieli neeligibile atât de mari. Ținând cont că, de exemplu, la drumul de la Berliște, suma nu este acoperitoare, noi am băgat tot drumul, pentru că nu putem să alegem care zonă n-o să o facem dacă tot drumul este calamitat. Și acolo sumele alocate nu erau suficiente, practic. Și atunci, din studiile care au ieșit la Dali, am constatat că aproximativ 7 km nu trebuie să fie schimbată și structura drumului. Și atunci, așteptând din proiectare, să vedem costurile exacte. Din nefericire, la cele două drumuri, unde licitația a fost făcută, nu s-a prezentat niciun constructor. Licitația s-a încheiat acum 2 săptămâni, nu s-a prezentat niciun constructor, am inițiat o procedură simplificată acum, să alocăm doar proiectarea și în momentul în care avem proiectarea câștigată, în momentul 2 vom semna contractele de finanțare. Asta e, la cel de-al treilea drum, cel al, de la Poiana Mărului, acolo am explicat, primăria câștigase o finanțare tot pe Anghel Saligny pentru apă și canal, care avea obiect același drum județean care trecea prin localitate. La solicitarea primarului, și sigur am apreciat ca fiind o cea mai bună idee, am făcut un schimb de drumuri, practic am preluat drumul comunal care însemna centura localității Măru, cedând parte din drumul județean care trecea prin centrul satului, în așa fel încât el să fie refăcut ca procedură de readucere la stare inițială, după ce proiectul de apă și canal pe același program urma să fie implementat, iar rezultatul final era ca localitatea respectivă și drumul județean respectiv să aibă ambele variante modernizate. Acolo am întârziat un pic și n-am putut să scoatem la licitație din această cauză, pentru că avizele de la apele române vis-a-vis de poduri, de expertizele la poduri, totuși au fost necesită timp. Dar aceste contracte vor fi semnate și aceste trei drumuri se vor face. Domnul președinte, aș vrea o lămurire, dacă se poate. Da, da, știu, numai tot pe chestia asta vreau și eu să lămurim un pic. Ați zis că n-au făcut nimic la drumuri. N-au făcut la astea trei studii și așa mai departe, sau n-au făcut la niciun drum, că cumva vă contraziceți. Ne-ați explicat că ăsta era principalul chestie în care fura PSD-ul, cu firmele de casă, cu Rof, cu nu știu care, cu Emiliano și așa mai departe. Păi pare suspect o conducere și un partid care se pregătea să fure bani din drumuri să n-aibă documente făcute pentru repara drumuri. Sau ei plănuiau prin alte părți. Vă dau un exemplu. Ne-am bucurat din ceea ce am găsit. Am găsit, de exemplu, Daliu pentru drumul județean 684, limită de județ Voislova, da? Drumul care noi l-am introdus ca și prioritate împreună cu județul Timiș, ca și drum de rezervă pe finanțarea de la ADR Vest, ca prioritate imediată în varianta în care vom mai găsi sau se va suplimenta axa de finanțare, care acum are, cred că, 108 milioane de euro. Ne-am bucurat că am găsit Daliu de acolo. Ne-am bucurat și am vrut să facem exact acel lucru. La cele trei drumuri n-au existat niciun fel de document. Dovadă e că asupra celor trei drumuri n-a existat o prioritate a județului. Că mă gândesc că dacă ar fi avut această prioritate, ar fi făcut daliuri cum au făcut la 684. Da? Am
cerut actualizarea daliului. Am găsit un daliu care în loc de 11 poduri care le-am găsit în teren, practic avea doar 7. Deci a fost o lucrare făcută din birou, plătită de Consiliul Județean, care noi am luat-o de bună, am greșit foarte mult pentru că noi am considerat acest daliu că este bun și am zis că imediat îl reactualizăm, am alocat o sumă mică, neștiind despre ce e vorba, că e una să actualizezi un daliu cu prețurile și alta este să-l faci din nou. Și ne-am trezit cu un contract în care o firmă care a câștigat la licitație, care a câștigat pentru că a fost și acolo o competiție de prețuri, au venit, dacă țin minte, de la 270.000, au venit la 190.000. Și când au luat lucrarea și au început să lucreze pe ea, au zis, domnilor, aici nu e vorba de actualizarea daliu, aici noi trebuie să facem un daliu nou pentru că lipsesc 5 poduri. Și iată că și cu acest drum, unde noi credeam că terminăm în 2-3 luni actualizarea, ne-am chinuit un an de zile și din nou caută bani, vino în ședința de Consiliu, modifică sumele, caută varianta să poți să mai dai la acest contract în limita de până la 50% cu care firma respectivă nu se putea descurca, pentru că e una să actualizezi un daliu și alta este să faci studii geo sau eu știu la alte 7-5 poduri care nu erau incluse. Deci da, răspunsul este că am găsit documentație făcută foarte prost și acolo unde drumurile noi le-am considerat prioritare, nu am găsit niciun fel de documentație. Astea sunt motivele pentru care lucrurile merg atât de greu în Caraș. Și vă spun că astăzi avem cele 3 drumuri rezolvate, mai puțin contractul semnat, așteptând un câștigător la licitație și avem reparată cu cheltuială și cu rușine și cu bătutul obrazului de către cei care au câștigat licitația și rugăminți că, domnule, haideți, chiar dacă nu câștigați nimic, scoateți-ne din rahatul ăsta și avem și drumul 684 depus pentru finanțare. Cum vedeți plecările primarilor de la PNL la PSD? Și v-am spus că Danu Dan spunea, viceprimar de la Anina, că a plecat pentru că i-ați făcut plângere penală, iar rusul de la Ezeriș că l-ați făcut țăran. Mi se par argumente solide ca să... Este referitor la afirmația domnului viceprimar de la Anina, este o minciună sfruntată. Eu nici n-am știut că am făcut plângere penală unui primar, viceprimar de-al nostru. Și n-am avut niciodată această intenție, nu i-am făcut acestuia nicio plângere. La un moment dat a existat o adresă din partea Aqua Caraș că dacă nu dau certificatele, adică avizele de spargere pentru a se putea implementa, se putea face lucrări câștigate pe fonduri europene acolo, nu va avea încotro societatea respectivă decât să se facă plângeri pentru a îi obliga să facă ceea ce trebuie făcut. Este departe, una este ca o firmă comercială cu care ai un raport, un contract și pe care nu l-ai onorat așa cum ar fi trebuit, să te someze că riști așa ceva, și alta este să afirm că președintele Consiliului Județean s-a făcut plângere penală. Este doar o justificare pentru a-și găsi, probabil a-și găsi explicația sau scuza că trece la un alt partid. Cred că motivul trecerii a fost promisiuni că va fi finanțată mai bine localitatea. Asta pot să cred. Vis-a-vis de domnul Ioan Rusu, eu am o stimă deosebită pentru domnul Rusu, consider o pierdere foarte mare plecarea
acestuia și poate că la un moment dat, poate că la un moment dat am spus că mie mi-e drag domnul primar fiindcă are mâinile mari și aspre și de țăran român, dar asta este o mândrie. Mie, eu mă bucur că bunicii mei au fost țărani care au fost cu mâinile muncite, exact așa cum s-a lui Rusu, când dau mâna cu el, mi-e drag și mi-amintesc de mâna bunicului meu. Bineînțeles, dar nu cred că Rusu s-a supărat pe mine pentru asta, cred că cineva a pus-o în context, eu sunt convins că domnul Rusu această remarca mea o apreciază, pentru că e o remarcă care îți, eu știu, e o mândrie să fii un țăran român cu mâinile bătătorite de muncă. Dânsul știu că lucrează și plantează prunii pe la colibă, lucrează pe tractor. Felicitări pentru un astfel de om care nu uită că înainte de toate e un fiu al satului și un fiu al pământului înainte să fie primar. Aveți un avantaj personal de la firma care operează RMN-ul la Spitalul Județean? Of, Doamne! Așa de greu este să demontezi. De fapt, este simplu, dar trebuie mult pentru multe cuvinte ca oamenii să înțeleagă. Este o, cum să spun, a găsi modul în care statul poate să lucreze cu privatul este în folosul cetățeanului. Din păcate, noi încă n-am găsit, ar trebui lucrurile astea să se extindă și să se întâmple în cât mai multe locuri. Privatul știe să facă lucruri mai bine decât statul. Da? Statul trebuie să fie un suport care se asigure privatului predictibilitate, se asigure toată baza legală și privatul vine și face competiție, face calitate. Statul nu știe să facă calitate. Am avut acest RMN, vreau să vă povestesc povestea acestui RMN. Am avut acest RMN pe care l-am plătit, nu știu, o fi fost vreo 2 milioane de euro sau cât o fi fost, l-am plătit și el timp de 11 ani. A fost exploatat, pot să spun, n-a fost bine exploatat. Fie că n-a fost pus la lucru așa cum trebuia, fie că n-au fost plătite serviciile acestuia, sigur, serviciile nu trebuie plătite de către asistat. El nu trebuie de către pacient, el trebuie plătit de către casă, către spital, ca spitalul cu acești bani să poată să-și facă foarte bine activitatea. A fost o gaură neagră a spitalului pentru că n-a existat control. N-a existat control pentru că acolo au fost făcute, eu știu, sute, poate mii de investigații care n-au fost decontate de către nimeni. Au fost făcute sute de investigații intrate prin zona de urgență și iar dacă pacienții n-au rămas în spital o noapte, ele în mod normal trebuia să fie decontate către UPU, lucru care nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat și vă spun de ce nu s-a întâmplat. Fie cineva a luat bani de la pacienți și a băgat pe lângă, fie au facilitat intrarea peste rând. Deci, pe de-o parte, dacă te duceai cu trimitere, primeai, eu știu, 3 luni de zile sau 2 luni de zile, dacă te duceai la urgență, puteai să intri peste rând. A fost o gaură neagră pentru că acolo, de exemplu, am făcut într-o perioadă de timp consumabile, acest RMN a avut consumabile și cheltuieli de 1,5 milioane de lei, timp pe care le-a plătit și spitalul, curent, substanțe, eu știu, tot ceea ce trebuie să funcționeze și nimeni n-a făcut facturi pentru aceste sume către Casa de Asigurări de Sănătate. Această gaură neagră, în momentul în care acest aparat s-a stricat, pentru că el fiind foarte vechi, are nevoie de o mentenanță,
S-a stricat, el având și 11 ani, practic noi am fost penalizați de către Casa de Asigurări prin prețul mic care era plătit pentru serviciile acestea. Și în momentul în care s-a stricat și trebuia să punem aproximativ 60.000 de euro pentru piesa care trebuia înlocuită, sigur, spitalul a rămas fără. Eu personal m-am dus la domnul Laza și am spus: domnul Laza, căutați o soluție, păi să cumpărăm un remene. Păi cât costă unul? Am făcut investigații undeva la 800-900 de mii de euro fără TVA. N-avem, nu suntem în situația asta să putem să cumpărăm, găsiți o variantă. A venit după 3 zile și mi-a zis: domnul Dunca, am găsit o variantă, există un ONG interesat, ce cheltuieli avem? Păi nu aveți niciun fel de cheltuială, ei vin, îl aduc în spital, îl montează, îl plătesc și își suportă toate cheltuielile. În momentul în care am auzit că suportă toate cheltuielile, pentru mine, știind că în 3 luni de zile, așa mi s-a garantat, în 3 luni de zile pacienții noștri vor avea aceste servicii, atenție, gratuit la dispoziție. Ne vorbim aici de gratuit, pentru că pacientul nu trebuie să plătească absolut nimic, plătește Casa de Asigurări. Am zis da, poate că, și admit faptul, să fi greșit, că poate ar fi trebuit să fac o licitație. Poate că, dar nu m-am gândit eu în acel moment. Probabil că mai întârziam cu 3 luni și probabil că am fi găsit pe altcineva, sau poate că nu. Aici recunosc că dacă mă gândeam la asta atunci, închideam și un alt fel de, eu știu, dar efectiv m-am gândit, pentru mine cel mai important lucru a fost atunci să avem un RMN care, în loc să aducă pierderi, să aducă câștig, să fie montat repede și să scăpăm de gestionarea lui, pentru că în spital, așa cum s-au întâmplat lucrurile în ultimul timp, nu aveam garanția, adică cu mult timp înainte, nu aveam garanția că putem gestiona această activitate. În momentul în care mi s-a spus că, domnule, nu o să avem nicio cheltuială, am zis: domnule, partea de locație, practic ca și cum am fi dat-o în chirie, da? Trebuie să avem un venit pentru asta, că noi nu putem să favorizăm pe cineva să vină, să-i dăm vadul și să... ce ne oferă, adică chirie, practic. Și atunci au venit cu propunerea să ne ofere pe contractul de 5 ani 20% din beneficiu, începând cu 10% în primul an și în fiecare an să crească cu 2%. Dacă nu se realiza niciun beneficiu, să ne garanteze o sumă minimă de 10.000 de lei pe lună, ceea ce undeva la 2.000 de euro, la spațiu aferent. Și am cântărit-o vis-a-vis cu ceea ce aveam în spital. Gândiți-vă că spitalul a vândut spații comerciale cu un eurometru. Noi am închiriat cu 20 de euro metru pătrat pe lună. Deci haideți să vedem care a fost avantajul spitalului. Și sigur, am fost foarte bucuros când ni s-a spus că ni se aduce un aparat de generație nouă, ni se aduce cheltuielile de montaj și toată bătaia de cap și o asumă ONG-ul respectiv, și pentru mine a fost suficient și consider că am făcut cel mai bun lucru pe care îl puteam face. Și în cei 5 ani de contract, dacă noi o să adunăm bani și o să putem să ne cumpărăm noi un remene, asta este, dar pacienții au o soluție suplimentară în plus. Domnul președinte, cu tot respectul pe care vi-l port de 4 ani, aproape 4 ani, de jumătate oră vorbiți, răspundeți unui ziarist. Întrebările astea s-au tot pus. Dacă fiecare ziarist îi spune, stați de vorbă cu el la jumătate oră. Păi da, jumătate oră este mult. Înseamnă că nu plecăm până de seară de aici. Dar nu e bine să lămurim. Și uitați ca să nu... Sunt lucruri pe care am tot lămurit până acum. De jumătate oră la...
Dar eu vreau să le lămuresc că cetățenii au dreptul să știe, pentru că am spus în 5 minute, e bine să înțeleagă oamenii, exact de asta ne-am adunat, domnul Victor. Și uitați, vă rog să puneți dumneavoastră următoarea întrebare, să nu vă plictisiți și după aceea, dacă nu mai doriți să stați, puteți să ieșiți și colegii o să stea, să aștepte și jumătatea dumneavoastră de oră. Sau îmi spuneți să răspund... Dați-mi 5-3 minute și mă încadrez în 3 minute. Vreau să explic, este important ca cetățenii să știe. Ei sunt sătui de atâtea informații trunchiate. Domnule, să audă de aici care este punctul meu de vedere. V-am spus, mi-am recunoscut mea culpa, poate că trebuia să fac licitație. Dar dacă mă gândesc bine, acum... Astăzi nu se putea face RMN, investigație în spital, pentru că poate licitația nu era gata. Dacă este legal să fim sănătoși și avem 3 luni câștigate. Și vă mai spun încă ceva, că lumea mă acuză de gheșeftul meu. Eu mi-am bătut un cui în talpă cu această acțiune. Știți de ce, domnul Nafiru? Pentru că în blocul în care împreună cu Nelu și cu alți doi parteneri sunt asociat în acest bloc, există un astfel de serviciu furnizat foarte bine de către o societate comercială de renume și de către un om care este, eu știu, topul acestui serviciu. Și poate că prin asta, făcând acest lucru într-un mod comercial, l-am dezavantajat pe el și implicit pe mine. Dar consider că pentru Cărășan este mai important să aibă două variante și că concurența nu va face decât să crească calitatea serviciului, să micșoreze prețul și să facem în așa fel încât cărășenii să nu mai plece din Reșița dacă ei vor să-și facă astfel de investigații. Vă ascult întrebarea, domnule. Păi nici nu aveți întrebare. Sunt colegii mei care... Domnul președinte, i-ați supărat pe cei de la PSD că le-ați făcut plângere la DNA. În plângerea aia ați vorbit de faptul că au fost, pe modelul Frunză Verde, care a fost condamnat pentru așa ceva, au fost făcute presiuni asupra primarilor ca să părăsească Partidul Național Liberal și să meargă spre PSD. Acum, cred că ați avut discuții cu toți primarii și m-ar interesa să știu dacă ceea ce ați spus atunci și ceea ce ați scris în plângere sunt niște presupuneri ale dumneavoastră sau chiar ați discutat, ați avut primari care au recunoscut că s-au făcut presiuni asupra lor? Dacă vedeți cum au evoluat lucrurile, astăzi acei bani plătiți, promiși sau eu știu, aruncați ca și... eu știu, ca și inelul de logotnă, ei au intrat în conturile primăriilor și primarii au și trecut la PSD. Sigur că nu cred că a fost un târg, îți dau 500 de mii vii la mine, dar a fost un mod de lucru. Ce pot să vă spun este că acest mod canceros de a lupta politic poate să destabilizeze și mintea unui om tânăr care, de exemplu, nu a fost familiarizat cu aceste înțelegeri care, în mod normal, în politică, zice că trebuie să se facă, că ține de arta compromisului și arta negocierii. Aici nu e vorba nici de un compromis, nici de o negociere. Aici este vorba de a trafica această putere pe care o ai, că te afli într-un loc de unde poți, printr-un pix, să dai sau să nu dai bani. Și vă spun o situație foarte clară, în care un primar tânăr, care ar trebui să învețe altceva de la clasa politică românească, da, și dau și numele, că n-am nicio treabă, este vorba de Sporea, Alex Sporea de la Forotic, a fost sunat de către domnul Popovici Ionuț, care este candidatul PSD-ului la primăria Reșița și care este un exponent al calității umane și al ofertei electorale a PSD, a fost sunat și s-a spus: domnul Sporea, haideți să treceți la noi, că o să vă fie mai bine.
Copilul ăsta tânăr, care este și cred că cel mai tânăr primar din România, dar un tânăr care vrea să schimbe ceva. Asta a primit ca și educație politică, da? Propunerea să vină să treacă de la PNL, să treacă la PSD. Domnul Alex Sporea, un primar care, dacă țineți minte, m-a și certat, a fost aici în sală alături de domnul Bunea să-mi spună că nu facem nimic, că nu rezolvăm, și a fost sunat în acea perioadă. A dat curs invitației și s-a întâlnit personal cu domnul Popovici. Asta vă spun pentru că sunt exact cuvintele lui. În final m-am dus, m-am întâlnit și mi s-a spus clar să trec la PSD, să candidez la PSD, pentru că o să-mi fie mai bine, pentru că va fi ajutat cu finanțări. Păi, de cine să fie ajutat cu finanțări? De oamenii politici de la București care răspund la dorințele domnului Popovici trimis ca și vârf de lance în teritoriu, da? Cum să respecte? Păi oamenii politici de la București trebuie să respecte și să dea curs dorințelor tuturor primarilor care își apără comunitățile. Și s-a spus nu că noi vis-a-vis de drumul ăsta, e vorba de vestitul Comorâște, noi am rezolvat, că PNL-ul a rezolvat și că are finanțare. Dar atunci ei s-a spus da, dar s-ar putea să vă încurcăm la avize. Păi asta vi se pare că este o atitudine sau o frază pe care trebuie să o propoziție să o zici din gura unui exponent politic? Și omul ăsta n-a trecut la PSD și drept urmare, ca și răsplată sau ca și pedeapsă, a primit 50.000 de lei la alocare, 50.000 de lei, deși comuna lui are mii de suflete, da? Timp în care o altă comună, care are 300 de locuitori, a primit 500.000 de lei. Cum vi se pare dumneavoastră? Cum vi se pare această atitudine a unui om politic care vine să constrângă în acest mod un primar? Hai. Dar cum vă explicați pe tema asta de mai departe? PSD-ul a justificat această epatizare a banilor prin reechilibrarea pentru reechilibrarea bugetelor, da, locale. Și au spus că PNL-ul și-a favorizat primăriile în președinții 3 ani. Cum vă explicați că pe ideea asta PSD-iștii au alocat bani unor primării PNL care fuseseră favorizate de PNL? Exact așa, adică dacă... Care au fost favorizate și au primit prea mulți bani. Adică, sigur, pe asta este dovada minciunii în care trăiesc, justificarea struțului care, dacă își bagă capul nisip, zice că el e intrat cu totul și nu se mai vede. Exact asta ar trebui să-l întrebați pe domnul Crina și pe cei consilierii ceilalți 15 care au votat această minciună. Pentru că atât primăria, Berdiște, cât primăria, Văliu, cât primăria Zorlențu Mare, ele toate în mandatul nostru, ele toate au primit niște sume în echilibru cu celelalte primării. Deci nu au primit mai mult sau mai puțin înainte și să vină să echilibreze. Astea sunt niște dovezi clare că această alocare s-a făcut pe subiectivism, cu dorința ca să existe niște argumente în plus, ca acești primari să fie convinși că este mai bine la PSD. N-am ce să comentez aici. Am și eu o curiozitate. Domnul Ciucă știe ce se întâmplă în Caraș Severin? Că oamenii ăștia pe care tot îi acuzați sunt partenerii liberalilor de guvernare. La centru se știu chestiile astea, se tolerează treaba asta. Deci eu vă spun că, din păcate, toate aceste
aranjamente, da? Această artă a politicii mioritice, da? Balcanice a noastră. Asta este o artă, unii o scot, la o aduc la nivel de artă. Arta compromisului, arta negocierii. Ce să negociezi aici? Să favorizezi această măgărie, pentru că este o măgărie ca poporul să vină să aleagă un consilier PNL, să-l pună pe listă și să încredințeze mandatul lui pentru 4 ani de zile, iar la 2 săptămâni după sau la 1 an după, consilierul respectiv să plece de la, să plece de la PNL, chiar dacă să plece practic cu politica față de ceea cu care l-a încredințat alegătorul, și legea făcută acolo sus să nu poată să sancționeze acest lucru. Adică legile sunt făcute, multe din ele, și toate corecturile astea legislative sunt făcute în așa fel încât aceste porcării să se poată întâmpla. Cât de simplu era, câtă liniște aveam și câtă energie puteam să o investim în proiectele folositoare pentru comunități, că nu e vorba numai în Caraș. Dacă legea era făcută bine și cei 4 consilieri ai noștri care au trădat PNL-ul își pierdeau a doua zi mandatul și poi mâine veneau pe listă alții care să vină să continue sau să pună în aplicare dorința alegătorilor. Deci toate aceste lucruri se întâmplă pentru că buba este acolo sus. Pentru că acolo același gen de compromisuri și de neînțelegeri și de negocieri sterpe, dăunătoare societății și bunului mers, se întâmplă. Uitați-vă la aceste alegeri, uitați-vă la modificarea care te lasă ca primarii să poată să plece cu 60 de zile, uitați-vă la măgăria, pentru că este o măgărie, ca să poți să vii, să poți să vii și să aduci 500 de flotanți într-o zi sau în 2 săptămâni sau în 60 de zile, adică să muți oameni dintr-un bazin electoral în altul, este culpa întregii societăți politice fără culoare. Da? Deci este o bubă, un cancer al societății, al politicii românești. Dacă lucrurile astea ar fi făcute corect, în teritoriu nu ar exista mii de alte probleme și mii de alte convulsii și pierderi de timp, de nervi, de bani, războaie, certuri, plângeri penale și etc. Și tot timpul ăsta ar putea fi folosit în folosul cetățeanului. Acum ați vorbit ca Alinica. Poftim? Acum ați vorbit ca Alin Nica. Nu știu cum vorbește Alin Nica, nu m-am... Eu vă spun ceea ce simt eu aici. Am și eu niște întrebări mai locale. Mai... Dar mai puțin mi-a întrebat. Știe domnul Ciucă. Știe de Nica. Domnul Ciucă, vă cunoaște pe dumneavoastră. Păi cred că mă cunoaște, sigur, cred că știe. Știe domnul Ciucă ce se întâmplă aici. Păi nu prea vreau să răspund. Deci cred că fiecare om din clasa politică sau din cei care ne conduc la București știu acest lucru și ar fi obligația lor să corecteze aceste anomalii. În toamna anului trecut, în octombrie, cred că v-am întrebat despre programul Laptele și Cornul. Da. Atunci spuneați că sunteți convins că nu va funcționa în Caraș-Severin. Ați avut dreptate. Noi am făcut toate demersurile, le-ați văzut, am făcut toate adresele, tot ceea ce trebuia pentru a merge înainte. Noi dorim să se întâmple, dar din păcate... Păi și unde s-a blocat? Adică cine e vinovat? Păi, în primul rând, bugetul am avut aprobat pe 4 martie, acum nu știu licitația, nu eram pregătit pentru întrebarea asta, nu știu, dar suntem pe procedură. Noi am primit ultima adresă de la ultimul UAT-ul, cred că la 4 sau 5 luni distanță față de când am făcut prima solicitare, am făcut mai multe solicitări, aveam obligația să întrebăm pe toată lumea și tot să-și exprime punctul de vedere. Știu că singura a fost Reșița, care de la început a spus că nu interesează, că ei gestionează singuri, și asta este calea. Noi am făcut toți pașii necesari, nu am pierdut timpul.
Și mai o întrebare legată de drumuri, ce mai știți de 608 și 581, că trebuia inaugurat de nu știu când timp. La 581 am cerut recepția, doi primari au ridicat niște puncte de niște au avut niște opinii că mai trebuie făcut câte ceva, am transmis mai departe. E vorba de o rețea de canalizare pe care primarul o contestă că la Tigvaniu Mare. Și nu funcționează, s-au turnat asfalt peste două capace, Aqua Caraș nu poate să intervină pentru că lucrarea nu este făcută de către ei, ei doar trebuie să preia de aici încolo, ori acolo există niște lucruri care nu au fost făcute de cei care au lucrat înainte. Mai trebuia o țeavă pe marginea drumului trasă și două proprietăți care n-au fost conforme făcute. Aici, nu știu, cred că trebuia să se rezolve, nu s-a rezolvat, probabil că o să se rezolve repede. Deci sunt lucruri de detaliu, nu e mare lucru de făcut, cum din păcate. La 608 se lucrează în continuare, la lucruri mărunte, deci lucrul greu s-a terminat. Nu știu astăzi care este situația pe ultima bucată de 900 de metri unde am avut probleme cu canalizarea, pentru că primarii de acolo, din păcate, n-au făcut ceea ce au promis, dar s-a compensat într-un fel pentru că constructorul a venit în sprijinul lor, cu atât mai mult cu cât dirigintele de șantier de la drum e și diriginte de șantier la Plugova, de exemplu, la societatea care nu și-a făcut treaba așa cum ar fi trebuit și ne-a încurcat puțin ca și timp. Dar se finalizează și acolo. Lucrurile mari au fost făcute. Am făcut foarte multe lucruri din ceea ce am promis. Gândiți-vă că avem 7 drumuri pe licitație scoase. 7 drumuri. Gândiți-vă că avem în cont 30 de milioane de lei la reparații. Gândiți-vă că am dat ordinele de începere săptămâna trecută pentru reparațiile atât de mult așteptate și atât de mult lungite blocajul pe care l-am avut la aprobarea bugetului. Am început primele lucrări pe reparații, deci chiar o să cred că vom avea o premieră la Brădișorul de jos în 7 zile lucrătoare. Asta este targetul, 7 zile lucrătoare, să frezăm asfaltul, să compactăm patul și să turnăm un covor asfaltic nou de 4 km. 7 zile cred că este destul pentru asta, ca să putem să trecem la următoarea lucrare, să terminăm la Comorâște-Forotic, după care trecem la Moldovița, după care trecem în Valea Almăjului, avem acolo la Dalbușețu un covor de 900 de metri, după care venim la Ohăbița intravilan, Ohăbița extravilan, Deline și Apadia legăturile extravilan, pentru că am făcut intravilanul înainte. După aceea să mergem cu reparațiile la Borlova, la Voislova și în zona Zăvoi. Păi am dat ordinele de începere și asta vor fi gata și am făcut economii în așa fel încât am suplimentat bugetul Direcției Județene de Drumuri pe lângă cele 12 milioane de lei primite de la guvern cu 20 de milioane de lei din economiile pe funcționare. Suntem în faza DSF cu 6 înscriși
pentru studiu de fezabilitate la pistele de bicicletă, unde județul Caraș va face 720 de kilometri cu cea mai mare finanțare, cu jumătate din finanțarea primită de către cele patru județe, care de fapt înseamnă jumătate din finanțarea primită pe țară pentru aceste proiecte. Suntem cu Răcășdia Vrăniuț dat ordinul de începere, un drum unde de 30 de ani nu s-a mai lucrat, adică n-a făcut nimeni nimic acolo. Suntem pe procedură finală cu cei 2 km de la Ciudanovița, unde avem și alocați banii, avem și acolo un înscris. Suntem cu licitația pe partea de evaluare la drumul județean Najdăș-Petrilova. Da? Suntem cu 571 cu cererea de finanțare trimisă deja. Mare lucru, deci cea mai mare investiție în drumurile, în reparațiile, modernizările de drumuri județene din Caraș, nu cred că au mai fost încă. Cererea noastră de finanțare are ca și sumă 50 de milioane de euro pentru modernizarea 44 de kilometri de drum județean, care, atenție, are și proiect tehnic. Nu trebuie decât să găsim constructorul. Finanțarea, răspunsul vom primi până în data de 4 aprilie, când se închide procedura. Suntem cu drumul 684. Există șanse să nu se primească finanțarea? Nu. Păi nu știu dacă a fost depus un proiect. Banii sunt acolo. Suntem cu cererea de finanțare depusă pentru drumul județean 684, cel de care vă spuneam că am avut proasta surpriză să constatăm că trebuie să lucrăm de două ori pe bani puțini, deși am plătit înainte bani mulți pentru o lucrare de proastă calitate. Cu spitalul știți cum stăm, cu calea ferată suntem în linie dreaptă. Deci s-au făcut foarte, foarte multe, foarte multe lucruri. Linie dreaptă înseamnă că deja s-a predat proiectul la CFR și suntem pe cucerirea de finanțare pe PNRR pentru partea ce ține de contractul nostru, celor patru, cele două consilii județene și Reșița și Timișoara. Suntem cu cererea de finanțare pentru obținerea finanțării pe PNRR. Păi nu, linia dreaptă cu documentele. A fost, ați văzut acolo am fost, acolo chiar că am fost sprijiniți, practic, și s-a mers cu interes pentru investiție, nu s-a ținut cont de culoarea politică a celor care au făcut diferite faze de lucru. Deci acolo a fost un exercițiu de normalitate, care iată înseamnă un pas mare pentru județ. Domnule, de 10 ani de guvernare. Cum vă gândiți să guvernați cu ei? Pentru că se va întâmpla și în Caraș-Severin, este inevitabil. Fie vom îmbrățișa metoda de la linia de tren, Reșița, Voitenia, Timișoara, și vor pune tot osul, fie o să fie lupta de gherilă pe care am avut-o, în varianta în care cetățenii nu vor înțelege că trebuie să se hotărască cu cine vor, ce doresc în județ. Aceleași metehne sau schimbarea. Rămâne să vedem cetățenii ce își doresc. Domnul președinte, spuneați că vă doriți să câștigați din nou Consiliul Județean, dar în momentul în care veți constata că nu veți avea majoritate mai conduceți un Consiliu Județean să vă chinuiți. Vă mențineți?
Deci ați văzut ce înseamnă toate aceste ședințe în care unii sunt hăiți și ceilalți cea. Deci important este să dorim toți același lucru. Eu nu fac altceva decât să încerc să-mi onorez promisiunile, să spun că asta, noi vrem schimbare, noi vrem ca banul public să fie cheltuit transparent, noi vrem să facem proiecte, noi vrem să mergem înainte, noi nu vrem să ne certăm, dar nu ne lăsăm călcați în picioare și duși în derizoriu, în sensul în care dacă nu facem ceva, nu vor trece proiectele bune pentru județ. O astfel de abordare nu este sănătoasă și așteptăm să vedem locuitorii din județ ce își doresc, pentru că aceste alegeri vor arăta exact ce își doresc. Sigur, a avea o majoritate este esențial. Dacă nu avem o majoritate, se pare că nu cred că vor fi schimbați consilierii, ei vor fi aceiași, probabil consilieri care sunt cu obligații față de cei care îi iau la mână fie cu una, fie cu alta, atâta timp cât ei nu pot să-și exprime liber dorința, ăsta este rezultatul. Pentru că, vă dau un exemplu, nu cred că doctorul, Diaconescu ar fi votat împotriva bugetului Reșiței sau ar fi votat să se ia banii de la Reșița dacă nu primea o comandă politică în acest sens. Nu cred. Adică eu nu refuz să cred asta. Nu e adevărat. Ei nu ridică la comandă, ceea ce eu propun nu sunt lucruri care n-ar trebui să fie votate. Motiv pentru care ele se votează. Domnule președinte, continuă exodul primarilor liberali? Cât de mult contează pentru candidatul dumneavoastră acest aspect? Fiecare primar contează, fiecare vot contează. Noi nu putem să le oferim decât ceea ce este la îndemâna noastră. Dacă ei au anumite nemulțumiri, cu siguranță am greșit și noi că n-am putut să le explicăm motivul pentru care nu putem să facem sau să le venim în sprijin sau să le venim în întâmpinare, pentru că este evident că nimeni nu poate să-i mulțumească pe toți, pentru că nevoile lor, nevoile comunității sunt atâta de mari încât nimeni nu va putea să-i mulțumească. Dacă îl mulțumește pe unul, rămâne altul supărat. Poate că ne asumăm și noi culpa că nu am putut comunica suficient de bine ca ei să înțeleagă că noi nu le dorim rău și asta este. Eu sunt convins că și indiferent unde ajung, nu vor primi tot ceea ce își doresc. Da, pentru că argumentația lor, ați văzut, în afară de promisiunile PSD-iste, cum le spuneți dumneavoastră, că va fi mai bine pentru ei cu finanțări, cu cofinanțări și ceea ce urmează în proiectele lor, e toată argumentația e legată de faptul că au o problemă cu dumneavoastră, nu cu președintele Vela, nu cu Nelu Popa. Spre dumneavoastră se centrează nemulțumirea, din ceea ce înțelegem din declarațiile lor. Acum trebuie văzut și cine, nu cred că domnul... primarul de la Văliug, că l-am întrebat, s-am greșit cu ceva. N-am știut că domnul Ion de la Ezeriș a fost deranjat de această afirmație a mea și nici nu cred, nici astăzi, că ăsta poate să fie un argument. Nu cred că domnul Ișvan de la Zărlănțu Mare are ceva să obiecteze față de mine și nu cred că domnul primar Pohanca de la Naideș poate să-mi reproșeze ceva că nu m-am ocupat de problemele lor în limita ceea ce am putut să fac. Gândindu-ne imediat că drumul județean de pe raza comunei lui este în procedură de licitație cu câștigători și cu bani alocați.
primarul de la domnul primarul Răvicianu să fie sănătos, dânsul a tras semnalele de alarmă încă de la început, nemulțumirea lui față de nu se știe ce, că ceea ce a spus că n-am făcut tocmai, v-am explicat că am făcut noi, n-au făcut cei dinainte, pentru că și în mandatul trecut putea domnul Silviu Hurduzeu să comande un Dali, să comande un SF-ul, să comande un proiect tehnic și această lucrare să fie gata încă din 2018. Nu văd cu ce ar putea să-l ajute mai mult decât l-am ajutat noi, pentru că așa cum spunea și domnul Cotarcea, în cei 3 ani de mandat, primăria Berniște a primit bani exact cât au primit ceilalți, nu mai puțin. Deci, toate acestea, sigur, domnul Orăvicianu are nemulțumirile dânsului nejustificate din punctul meu de vedere, pentru că nu l-am văzut pe domnul Orăvicianu niciodată la mine la birou, venind să ceară ceva, eu nu l-am văzut, nu țin minte, așa cum l-am văzut pe Blaga, care a venit de nenumărate ori și am discutat, așa cum l-am văzut pe domnul Ișvan, care a venit de nenumărate ori și l-am ajutat în limita legală a ceea ce am putut să fac. Nu... Cred că aceste argumente sunt în parte față de prestația mea, sunt un pic, de neluat în seamă. Poate că audând și alte nemulțumiri care nu pot să fie. Aveți încredere 100% în acel ultim sondaj? Eu am făcut ultimul sondaj, eu l-am plătit 11.000 de euro plus TVA. Ar trebui să... Am cerut, n-am vorbit niciun minut cu cel ce a făcut sondajul până în momentul în care mi-a furnizat rezultatul. Au fost studenți tineri din București, n-am știut când și unde. Am încredere în acest sondaj pentru că această companie este o companie serioasă. Domnul Bruno Ștefan este un om... Unde ați publicat materialul, sondajul cu rezultate? Nu l-am publicat, am dat... Păi această lipsă de transparență? Că am înțeles că la unii... Nu vreau să... Nu, rezultatele finale le aveți. N-am publicat materialul de lucru pentru că acolo sunt lucruri din care ar putea să tragă învățăminte și alții care n-au plătit pentru asta. Deci acolo ar putea să vadă și PSD-ul ce greșeli a făcut și să vadă percepția în anumite localități și am considerat că dacă eu am plătit, de asta n-am cerut nici partidului să-l plătească, pentru că eu n-am, odată ce am venit aici, n-am vrut să fiu o povară pe bugetul partidului, așa cum n-am vrut să fiu o povară pe bugetul județului. Da? Așa mi s-a, am considerat și poftim? Le-am analizat într-un cadru restrâns și ați primit, s-a apărut în presă, a apărut în presă doar rezultatul final. Rezultatul final, orice casă de sondare, îți dă o... Da. Nu le-am trimis, le-a luat cineva, au ajuns, le-am văzut și eu în presă, nu știu de unde au ajuns. Am dat la câteva persoane, acum nu știu de unde au ajuns. La câteva persoane am dat. Dar